Această decizie urmărește digitalizarea etichetelor de hârtie, dar cele două variante, etichetele pe suport de hârtie și cardurile, vor funcționa în paralel. În prezent, valoarea unui etichet de masă este de 9,35 de lei pentru fiecare zi lucrătoare, iar un angajat nu poate potrivi legii să folosească mai mult de două etichete pe zi. Odată cu propunerea legislativă de modificare a legii care stă la baza emiterii de etichete de masă, această prevedere este eliminată. Astfel, un angajat care va avea un card în loc de etichete de masă va putea folosi și fracțiuni din valoarea unui etichet. În prezent, în cazul de hârtie, angajații nu pot primi rest în bani în cazul în care cumpără alimente care nu acoperă în totalitatea valoarea tichetelor. Cardurile de masă vor reprezenta opțiune utilă atât pentru salariați cât și pentru angajatori, opțiune care va exista în paralel cu tichetele pe suport de hârtie, a spus Pierre Gagnon, directorul general al unei companii emitente de tichete.